O cafeluță. A mai rămas ceva, că a fost weekendul lung și mai ales noaptea asta de când au intrat noile reguli în vigoare, m-a ținut cam treaz, că am făcut socotel, cum să iasă, cum să facem, cum să fie bine. Spuneți și voi aici la comentarii, cum ne-am descurcat încă 30 de zile când suntem încă sub asediu. Bună dimineața și vă dau salutul meu de aici. Cafea olandeză de la Florin, cafea cu aromă de Londra, de la cuplu Ildico și Chris, și de la scandinavul viking Vlad și de la el o picătură de cafea să ni se ducă un pic vălul și valul de pe ochi. Cafea din diaspora, vedeți? Ca și gluma aia care merge pe net, că de ce nu câștiga Trump alegerile? Că el nu a fost susținut de diaspora să se schimbe rezultatul de azi pe poi mâine. Eu sunt susținut de diaspora și nu numai și vă mulțumesc pentru asta. Trump supărat și acum joacă golf. Nici nu știe în ce găuri să mai bage mingiuțele alea. Joe Biden s-a dus la joacă. Trebuie să se odihnească pentru 2 luni, că din ianuarie, de când o să ia mandatul, va avea mult de muncă. Ce să mai aibă el, la 78 de ani o să facă cu mâna? Știți bancurile alea românești, că îl punem împăiat în fereastră ca să vină pensia, și o să-l pună și americanii ăștia de la administrația prezidențială, o să-l pună pe Biden. Și când îl văd țările străine, o să semneze acorduri, o să se sperie, o să se teamă, o să se cod galben de ceață în toată țara. Vedeți că Dumnezeu ține cu noi. Din noaptea trecută trebuia să prezentăm declarația de ieșit pe proprie răspundere. Așa de ceață a fost, așa ceață a fost, încât nu era nevoie să ai declarație pe proprie răspundere, că nu te vedea niciun polițai. Ceață de s-o tai cu cuțitul, domnule, ci că să descărcați declarația noaptea. Păi Dumnezeu mă ierte, noi bărbații încă noaptea mai descărcăm câte ceva. Nu ne trebuie doar o declarație. Avem ce descărca și sper că și unde să descărcăm. Cu telemunca. Cum merge cu telemunca? I-am văzut iară la televizor acum. Bacă să alegeri, bacă nu să alegeri. Eu am primit deja în cutia poștală de la prietenii noștri de la PSD, eu nu pot, PSD, un calendar, zice, siguranța unui trai mai bun. Dar nu precizează pentru cine, pentru voi, așa-i? Pentru voi politicienii, dar siguranța unui trai mai bun. Și aici sunt niște mâini care ne susțin, sau pe care le vor susține ei. Siguranța unui trai mai bun, un calendar publicat în 2 milioane de exemplare, calendarul pe 2021, evident. Acum, în secolul internetului, în mileniul comunicării virtuale, PSD-iștii mai fac calendare, că de mai trebuie niște bani spălați. Oricum, domnul Ciolacu n-are nevoie de declarație, și dacă iese noaptea, și dacă iese premier, și dacă iese președinte, el nu are nevoie de declarație, pentru că el, când îi pus sub semnul întrebării, el se jură pe icoană. Ați văzut ce a zis? Că era cu Grindeanu la un moment dat, era în sufragerie, erau amândoi și s-au jurat pe icoană că n-au colaborat. Ei între ei au luat o icoană, bineînțeles, fiind mai chicioși, au luat ceasul Orex la chineze și pe el s-au jurat, au crezut că icoana Sfântului Arhanghel ucigând corupția, dar nu, ei așa îs. Icoane pe sticlă. Din brigada diverse, îngerașul meu, colaborator, nu am fost eu. Ne jurăm pe icoane și treaba e bună. Cafea, mulțumesc de pe Buy Me a Coffee, cea mai bună cafea, de la diaspora. Olanda, Londra și țara vikingilor. Așa, pe deștept ăsta de Ludovic Orban, nu știu, nu mai are cuvinte, nu mai are replică, nu mai... Se vede că după un an de mandat s-a erodat și ce avea de zis, o zis. Nu acoperi de fapt. Pur și simplu, i s-a terminat vocabularul, i s-a terminat cuvintele, mă. I s-a terminat cuvintele premierului Ludovic Orban. Ce a mai zis ieri? A zis că de aia închidem noaptea restaurantele, mă rog, nu e voie să fie noaptea petreceri și să iese numai cu declarație pe proprie răspundere dacă e nevoie. De ce? Pentru că adolescenții sunt răspândaci de virus. Ce urât sună cuvântul ăsta, răspândaci, rimează cu gândaci. Voi ăștia care ne impuneți fel de fel, sunteți niște gândaci, că nu le gândiți. Sunteți niște gândaci, vorbiți așa, n-aveți proprietatea termenilor. Ce urât sună, adolescenții sunt niște răspândaci, domnul Orban, în caz că nu știți. Adolescenții sunt cei mai frumoși oameni.
speranțele unei națiuni, speranțele unei țări să leagă de adolescenți. Vă rog frumos, pe noi faceți-ne bătrâni, boșorogi, asistați social, cum doriți. Nu vă mai legați de tineretul patriei. Bun, rău, cum îi, nu discutăm. Și în Noul Testament scrie, că tot o mai dați și voi cu credința, păcatele tinereții, fă-le trecute, Doamne, cu vederea. În tinerețe ne este permis orice, că atunci învățăm, atunci ne deprindem. Valoarea noastră în tinerețe ni se arată. După aia, ce facem în viață depinde de ceea ce am făcut, ce am învățat la tinerețe. Așa că să le dăm credit tinerilor, domnule Orban. Nu credit de bani, credit de încredere. Mai lăsați-o pe aia cu răspândaci. Ce urât sună! Ce urât sună! Adolescenții răspândași de guvid. Nu-i frumos, nu-i frumos. Că un adolescent, Robert Glință, mare notător, dumneavoastră, domnul Orban și cu restul sunteți notători în apele tulburi. Robert Glință e un campion. Dacă era la Rio anul ăsta, Olimpiada, sigur lua o medalie. Ei, între timp, copilul, tânărul, adolescentul răspândac s-a infectat cu guvid. A stat în carantină și a revenit. Și acum s-a reluat un concurs de not, la Budapesta a fost și acolo a stabilit două noi recorduri naționale, da? Adolescenții care răspândesc lucruri bune, nu sunt răspândaci. Scoateți-vă cuvântul ăsta din vocabular, domnule Orban. Da, cu sportul, vedeți că tot timpul cu sportul ne-am menținut. Starea de bine a nației, starea mentală a nației, ne-au ridicat-o marile succese, că au fost din fotbal, că au fost din scrimă, că au fost din tenis, ele ne-au menținut pe linia de plutire. Trebuie să recunoaștem. Ele au fost marile bucurii care ne-au readus pe toți la oaltă, de fiecare dată când s-au împlinit. Nu alegerile, nu politica, nu sportul. Trece un avion, poate mai aduce cafea de la cineva din diaspora, sănătate multă. Săptămână grea, ușoară, cum o prefigurați? Păi deja ne-am obișnuit cu mască, ieșim, descărcăm declarații, telemuncă, școală online și mai așteptăm. Că mai upgradează ăștia de la zi la zi, mai upgradează. Bursucii de ei. Apropo de bursucul, Dan Petrescu a bătut aseară CFR-ul pe Fece Argeș, soacra s-a calmat, astăzi o să am ciorbă caldă. Dar totuși Dan Petrescu profită de faptul că se întrerupe acum campionatul pentru vreo două săptămâni și se gândește profund că oferte are să plece la Arabi. Șefii de la CFR între timp negociază cu cine? Negociază cu Adi Mutu să vină. M-a făcut să râd știrea asta. Adi Mutu să vină antrenor la CFR. De ce? Că a auzit el că CFR-ul merge pe linii. No, acum de râs, de plâns, nu știu, să vină Mutu la CFR. Eu cred că aici în Cluj-Napoca am avea cei mai tari antrenori și cei mai tari jucători. Gândiți-vă că l-avem pe Mutu, l-am avea pe Mutu antrenor la CFR și pe Gabi Tamaș, jucător, cum poate și el, la Cluj. Elita se mută în Ardeal. Acum că o fi bine, că o fi rău, ne mai uităm și noi la câte un meci, ne mai uităm la câte un film și aici pe YouTube. Că înseamnă că v-ați abonat, clopoțelul a sunat și pe Bendea l-ați salutat. Și el vă salută pe voi. Aștept comentariile voastre la secțiunea unde scrieți cu tastatura. Aștept comentarii să dezbatem o leacă situația, să punem țara la cale, să vedem ce se mai petrece. O zi bună, nu vă rețin, aburi, frig, ceață. Să se ridice odată ceața de pe ochii noștri și de pe țara noastră. Tare mult mi-aș dori, dar nu văd cum. Bem noi cafele să ne fie ochii cât cepele, dar ăștia nu ne ajută deloc. Domnul Raed Arafat-o și zis să uităm că anul ăsta e Crăciun. Băi, ce om și ăsta, ardelean de ăsta, singur ardelean longeviv într-un serviciu în capitală. Ardeleanul Arafat, din Târgu Mirghi, Târgu Mureș. Și-o zis să uităm de Crăciun. Uităm de Sfântul Nicolae, uităm de Crăciun, uităm... E bobotează, putem să nu uităm. Să uităm de sărbătorile de Crăciun, nu să mai fac târguri. O să fie niște sărbători triste, dar atâta timp cât ne avem unii pe alții și suntem pacii pe zonă, ne mai putem încuraja unii pe ceilalți. Ne-am colindat așa, virtual. Când sună clopoțelul, o să ziceți, bucuroși de colindători, bucuroși, primiți cu steaua, primim cu
Primim, pe politicieni să nu-i primim, să stea ei acolo, în locurile lor călduțe și noi să ne vedem de ale noastre. Cum facem asta de secole, să nu zic de milenii? O zi superbă vă doresc. Scuze că v-am reținut atâta, mai ales în prima zi a săptămânii, când nici iarba nu crește, dar vorba aia, dacă vine mutul la CFR, va crește iarba și luni.